Rata anuală a inflației este în creștere. A urcat la 3,8% în luna mai a acestui an, de la 3,2% în aprilie. Mărfurile nealimentare, cele alimentare, dar și serviciile, toate s-au scumpit, arată datele recente INS. Trump face avanpremiera întâlnirii lui Joe Biden și Vladimir Putin de pe 16 iunie cu un mesaj către noul președinte. Să nu adormi în timpul întâlnirii cu Putin, îi transmit și transmitei lui Putin salutări călduroase din partea mea, a scris Trump într-o declarație trimisă presei pe mail. Microsoft nu renunță la ideea unui telefon cu două ecrane și lansează în toamnă modelul Duo 2. Ambele ecrane vor fi mai mari decât la prima generație. Începe Euro 2020 cu meciul dintre Turcia și Italia. Partida se joacă la Roma pe Stadiul Olimpico. La Detroit începe Salonul Internațional Auto. Ține până pe 26 iunie. Știi!